Iubiți frați și surori, aș dori din toată inima împreună cu voi să zic binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Primiți salutări sfinte de la Biserica Ghețimani, frați, surori, conducerea bisericii, toți v-au salutat în numele Domnului, har și pace și maranata, Domnul nostru vine. Amin. Sunt bucuros în seara aceasta să fiu la Betel. Eu trăiesc la Ghețimani. La Ghețimani e complet diferit de Betel. Nu este grupul Bucovina. Nu sunt cântările de aici. Sunt lacrimi, e o grădină. Câteodată vine un înger care te întărește. Betel este diferit. Și sunt bucuros în seara aceasta și doresc Domnul să facă Betel, să rămână Betel până la capăt. Amin. Unii îngeri urcă și coboară, nu coboară și urcă, urcă și coboară. Deci pleacă de la noi cu dorințele noastre, cauzele noastre și se întoarce înapoi cu răspunsuri. Și seara aceasta Domnul ne-a vorbit într-un mod minunat. A vorbit pentru grupul Bucovina, corul Bucovina. Este cineva, dar să nu vă temeți, că și Domnul are cartea Lui. Voi să slujiți Domnului, să cântați Domnului. Și când se va întoarce El, El se va întoarce cu răsplătiri veșnice. Apoi pentru biserica din loc, Domnul a spus un cuvânt în seara aceasta, că se va lăsa o umbră. Dacă ar fi răcorire la umbra asta, așa ca în zăduful zilei, dar nu va fi așa, în vedere nu se vedea, nu pătrundea nicio rază de lumină în ceea ce umbrea locul acesta. Și Domnul a spus, va aduce o răceală și în timpul acela, când va veni umbra, atunci va veni și un vânt care va clătina toți copacii de la Betel. Dar e bine așa, ne îndrăvenește rădăcinele. Să nu vă temeți de rupturi și de a te smulge din grădină, să rămânem tari în Domnul. M-am gândit în seara aceasta, în minutele care le mai avem, avem o lucrare foarte bună pentru noi. Toți râvnim după puteri în business, care mai tare, nu? Apoi în biserică, care biserică mai bună? Câți membri avem, care mai mare, mai tare? Vedeți, în toate domeniile vieții noastre e lupta aceasta. Și mă bucur că în seara aceasta la noi, la Betel, avem unul care e foarte tare. E cel mai tare. Din pricina aceasta ne pregătim inimile pentru o rugăciune deosebită, să rugăm frumos. După amiaza aceasta am fost la o soră care de 2 ani și-a pierdut vorbirea. Am întrebat-o cum o cheamă și a încercat să-mi spună cum o cheamă. Vrei să vorbești? Și a început să plângă. Soțul era lângă ea. Și cred că Domnul a lucrat în după amiaza aceasta. Dumnezeu va face gura ei să vorbească. Dar pentru noi, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre putere. Dar nu despre puterea mea, nu despre puterea coriștilor, că ale noastre sunt slabe, dar ale Domnului Iisus sunt puteri nemaipomenite. El a fost cel mai în propovăduire, a avut o putere de propovăduire ca nimeni altul. Fără advertising, fără afișe, fără să spui că vine corul Bucovina, veniți la evanghelizare. Auzi, mergea pe drum,
Nazarineanu. Și noroadele mergeau după el. Ce îi atrăgea să mergi după un om? Cu o robă lungă, avea o cămașă dintr-o bucată, sandala. Ce atrăgea omul acesta? Mă gândesc că cineva care s-a vindecat într-un sat și a ajuns acasă bucuros și a spus: Nazarineanul, cel din Nazaret, m-a tămăduit, m-a vindecat. Probabil pe drum striga. Mulți au strigat. Mi-a făcut bine, mi-a făcut bine. Era destul să strige unul, deși el îi spunea: tăceți, să nu spui la nimeni. Dar cum să nu spui? Când ai avut lepră și nu mai ai. Când erai orb și acum vezi. Când erai olog și acum umbli. Cum să taci? Vedeți, biserica înaintează în vremurile acestea mărind și lăudând numele Domnului. Nu chemăm oameni la o religie. Și dacă avem posibilitatea să chemăm pe cineva, chemăm la Domnul Iisus Hristos. El are putere, frați și surori. Puterea Lui de propovăduire, exact ca la Ioan, când Ioan a trimis din temniță: tu ești ăla. Păi dacă ai fi tu Mesia, m-ai elibera pe mine. Era omul care striga în pustie și îi trimite vorbă: spuneți-i la Ioan, orbi văd, ciunge, ologii umblă, săracelor li se predică Evanghelia. Doar atât. Și Ioan a înțeles. A înțeles ca nimeni altul. Nu știu dacă aș fi fost eu în locul lui Ioan. Probabil că ca român aș fi așteptat. Bă, ne-am cunoscut, suntem vecini, am mers înaintea ta, te-am văzut la Iordan, te-am botezat. Păi da, chiar nu vrei să mă eliberez? Dacă aș fi fost eu, mă gândeam așa. Dar Ioan a tăcut, a lăudat pe Domnul și a fost ferm convins că ăsta este Mesia. Chiar și atunci când nu ne scapă, El tot este Domnul. Chiar și atunci când mă îngăduie să trec prin suferință, El și atunci este pe tron. Este o fată aici, lângă sora care este în negru, care a întors capul. Fata aia, da, arăt cu degetul. Domnul te are în vedere pe tine. Tu ai o problemă în inima ta. Și i-ai spus-o Domnului de multă vreme. În seara asta, Domnul spune că e gata să-ți rezolvi problema. Și Dumnezeu va lucra în dreptul tău. Mă rog, Dumnezeu să dea puteri în seara aceasta când ne vom ruga. Puterea propovăduirii Domnului Iisus era o putere diferită de a noastră. Nu explica teologic. Nu vorbea pe puncte, n-avea un subiect. E interesant, dar era Dumnezeu. Fraților, la Betel doresc din toată inima să rămână Dumnezeu. Peste Domnul Iisus a mai fost o putere, era puterea de vindecare. Nimeni n-a mai făcut ce a făcut El. Nimeni. Să iei noroi, să pui pe ochi, să ungi ochii cu noroi, du-te și te spală și vei fi vindecat. Nimeni n-a mai făcut aceasta. Era o putere deosebită. Auzi, să întinzi mâna înspre mare și marea să se liniștească. Să poruncești valurilor să se potolească și valurile, apa te ascultă. Îmi amintesc, fratele Piscuc, bătrânul,
unchiul fratelui păstor de aici. Eram copilandru, eram cu bunicul și era un om demonizat în zona Rădăuțului aici. S-au rugat frații pentru eliberarea lui și știam că e un om demonizat. Le era frică la toți. Și în timpul rugăciunii, când frații se rugau, el a spus o vorbă: nu mi-e teamă de niciunul din voi, numai de piscuc. Ăsta lucra, avea serviciul lui. Și atunci frații l-au chemat pe piscuc, bătrânul. Și când a ajuns piscuc, aproape de casa lui, demonizatul spunea: acum vine, dar ai să vezi ce-i faciul lui. Și toți frații au rămas înmărmuriți: ce se va întâmpla acum? Și auzi ce îi spune duhul necurat când a intrat în casă: te cunosc și i-a spus o vorbă, mă scuzați de expresie, mai țineți minte șalopeta? Că acum avem blugi. Mai țineți minte șalopeta, uniforma de lucru, șalopetă. Așa era vorba. Șalopetă înnăcrită, i-a spus lui. Și piscul spune: mulțumesc. Toți frații s-au uitat la el. Zice: dar numai pe mine m-ai văzut. Zice: da. Ei, dar eu mai am pe unul sub șalopeta asta înnăcrit. Și-a întrebat demonizatul: cine-i? Iisus Hristos, care a murit pentru mine. Și în numele Lui îți poruncesc să ieși afară. Și-a căzut jos omul. Și-a fost eliberat. Auzi, să intre și Duhul necurat să spună asta, dar în el, înăuntru, mai era unul. Eu vorbesc în seara aceasta despre acela unul care poate să vindece, care poate să-ți ia povara. Peste el, Dumnezeu a dat puteri deosebite. A dat și bisericii putere. Dar Domnul are în vedere ceva în seara aceasta pentru noi la Betel. Frați și sorori, haideți să ne apropiem de Domnul în această seară cu încredere deplină că El este acela care poate să ne vindece. Am avut un cuvânt profetic ieri și mi-a spus persoana respectivă: vei ajunge într-un loc, într-o adunare care din față vor cânta, așa a văzut în vedenie, din față se va cânta în unghi, așa, cum sunteți voi acum. Seamănă foarte bine cu vedenia care Domnul mi-a spus-o. Și-a spus: în locul acela, pregătește-te, că în locul acela voi face unele lucrări. Eu nu știu ce va face Domnul în seara aceasta, dar vreau să vă spun că la Betel sunt vise fără Domnul și sunt vise cu Domnul. Așa au fost Esau și Iacob. La Betel au fost călători, pribegi. Iacob avea în trestuța lui sau în ce-o avut el, mergând, trimis de mama și de tata, dar a avut și unde lemnul, în afară de azima care o avea, a avut și unde lemnul. Unde lemnul avea o menire foarte deosebită. Auzi, mă duc, dar visul care l-a marcat la Betel a uns piatra cu unde lemn, a rămas o pată pe piatra aceea. Acum o las în vreme, bat vânturi, bate praful, bate peste ea. Mă gândesc să o fie așternut, așa o negreală peste unde lemnul acela în timp. Dar zice: când mă voi întoarce aici, mă voi închina Dumnezeului care m-a ascultat acum. Tot la Betel este. În seara aceasta se va face ungerea cu unde lemn.
peste Domnul Iisus a fost o putere, a treia putere, puterea de iertare a păcatelor. Și în seara aceasta vreau să spun să nu te temi, că cel ce iartă păcatul nu e băleci, nu e piscuc, nu e nimeni dintre noi, este Domnul Iisus, care a murit pentru noi. Îmi amintesc de un caz într-un loc, a venit un cuplu, soț-soție, și a spus, ne-am rugat și noi, și eu și ea suntem bolnavi, dar avem o problemă foarte majoră, e un păcat, dar l-ați mărturisit? Da. V-ați oprit de la el? Da. Dar noi nu îndrăsnim. Și mă amintesc un bătrân de pe al doilea rând s-a ridicat și a spus, vă puteți ținea de mână? Frumos. Da. Și s-au luat de mână. Și a spus, amândoi odată veți fi vindecați. Că Dumnezeu iartă păcatul. Iartă păcatul. În seara aceasta, Dumnezeu va face ceva în locul acesta. După vedenie, voi sunteți ăia. Nu știu, dar seamănă exact cu vedenia, care respectivul mi-a spus. Și cred în toată inima că Domnul va lucra. Acum întreb, este cineva în seara aceasta care vrea să ne rugăm pentru el? Să ridice o mână. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mai sunt și jos, probabil și la balcon, și sunt și jos în besăm la mărturisire. Haideți să ne ridicăm în picioare și vom face rugăciunea aceasta. Nu vrem să obosim, să stăm overtime, și am vrea să trecem direct înaintea lui Dumnezeu să cerem îndurarea Lui. Cei care doriți să ne rugăm pentru voi, să facem ungerea, veniți pe două rânduri aici și vă întorceți înapoi pe la perete, și la frați și la surori. Se poate merge pe la perete, da? Veniți pe mijloc, noi vom sta aici în față, vă vom aștepta și toată biserica ne rugăm pentru cei care vor veni. În cuvântul profetei care mi-a fost, Domnul a spus că va face ceva lucrări. Și eu am o problemă și aș vrea Domnul să mi-o rezolve și a mea. Amen. Ok? Poate tu ai o problemă. Indiferent cât de mare e, Domnul poate. Domnul poate. Haideți să intrăm în rugăciune și cei care doresc să vină în față și frații păstori, lucrători, prezbiteri, vom coborî jos pentru a ne ruga în numele Domnului Iisus pentru cei care vor veni să ne rugăm pentru ei. Intrăm în rugăciune.